E, și al doilea lucru cu care ne putem mândri la nivel mondial sunt antenele. Deci asta am spus-o clar. Așa că, în calitate de vizionar absolut, astăzi mă pot și ofăli că, iată, colegii noștri sunt vicecampioni mondiali. Sigur că noi nu ne putem bucura așa cum s-a bucurat Mihăiță Gâdea. Evident că nu este succesul nostru. Dar, ca atunci când Paris Saint-Germain se duce în cupele europene și adună niște puncte pentru țărișoară și se bucură și francezii care îi detestă în campionat, că uite, au mai adăugat niște bobițe acolo la sacul ăla cu cereale, tot așa ne bucurăm și noi, nu? Când Antena 3, că doar cine să reprezinte România dacă nu ei, se duc și iată, devastează practic cu intelectul lor și cu proiectele lor extraordinare planeta. Căci despre planetă este vorba, băi, fraților, aici. Antena 3 e campioana voastră. Uite și aici mulțumim lui Mihăiță Gâdea, că încă o dată, dincolo de toate chestiunile astea, poate că totuși un pic, și imboldul ăsta al nostru, că îi făceam să fie tot mai buni înjurându-i, fără temei, desigur, în fiecare seară, dar asta, evident că îi îmbărbăta, îi făcea să ne înjure și să lupte și mai mult pentru o cauză dreaptă, mai ales că o să vedeți imediat, este teribil ce au declarat ei, adică dincolo de orice așteptare, eu să trag o înjurătură, să ne înjure pe noi, să înjure planeta, nu. Într-un moment de nivelul ăsta ei s-au adresat tăticului lor, practic fondatorului Imperiului Antenelor, Marele Dan Voiculescu, căruia i-au dedicat practic acest premiu. El este acum în închisoare pentru că a luptat pentru libertatea cuvântului și pentru libertatea noastră. A spus Gâdea enorm. În orice caz, nevinovatului Dan Voiculescu, omul care, într-adevăr, a schimbat evoluția televiziunilor în România. Bun. Evident, pentru toată lumea, acum și la nivel mondial, dacă mai era vreo îndoială, Dan Voiculescu este un deținut politic. De acum cred că nu mai există niciun dubiu. Iată că Antena a fost răsplătită, că puteau ăia să vină și să le spună a, securiștii de la Antena, nu vă dăm, bă, plecați acasă, nici nu puteți să participați. Banii voștri nu sunt buni, n-ați plătit destul ca să vă luați premiile. Nu li s-a spus așa. A spus, ați plătit, vă luați premiile. Dar poate că le luați chiar pe cele mai mari, pentru că, sigur, la carduri și la astea e greu să te bați cu Gâdea. Are probabil că intrase totuși în dedesubturile Vărănești mai substanțial chiar decât am bănuit noi. Sigur că a fost un cuvânt, până la urmă, meritat și la adresa fostului dictator, fostul președinte Traian Băsescu, pe care nu l-a uitat Mihăiță Gâdea. Noi am scăpat, da, iată Traian Băsescu nu. El a spus în fața celor prezenți la eveniment o glumă despre propagandă și manipulare, mai exact despre Napoleon, să nu fim curcat Napoleon I cu Napoleon al III-lea, de exemplu, care a călătorit în timp și a vizitat SUA, Rusia și România, unde a stat de vorbă cu președintele fiecărei țări. Cred că totuși e vorba doar de un banc. În România, la finalul vizitei sale, Napoleon Bonaparte a spus fostului președinte, dictatorul Traian Băsescu, următoarele. Domnule președinte, trebuie să admit, dacă aș fi avut mass media dumneavoastră, televiziunile, cotidianele și propaganda de care ați beneficiat, nimeni, dar nimeni, n-ar fi aflat că am pierdut bătălia de la Waterloo. Nu m-aș fi băgat totuși cu gluma chiar în desișurile astea, pentru că nici de la ei nu s-a aflat până la urmă cine a câștigat alegerile prezidențiale. Dar iată că au avut dreptate. Au avut dreptate să le ascundă până la urmă. Asta este. Merita Klaus Iohannis, zis și pe mătufu, să câștige alegerile prezidențiale? Evident că nu merita. A, deci, până la urmă, au făcut un bine și aici. Bancul ăsta cu Băsescu și cu Bonaparte, poate că nici fostul președinte nu-l știa, v-au făcut dictator, să știți, în Statele Unite. Poate așa să vă mai crească un pic, domn președinte, cota. În orice caz, postul de televiziune, ca să nu mai lungim, că într-adevăr e premiul lor și să îi lăsăm să și-l sărbătorească în liniște, postul de televiziune a fost premiat cu argint pentru campania Generația Pierdută a observatorului Antenei 1, program produs însă de redacția de știri Antena 3, are și Antena Stars. Un merit, evident, și euforia, pentru că și acolo sunt oameni care le-au ținut pumnii celor de la antenele mai sus numite. Premiul a fost acordat în cadrul secțiunii Best News Documentary Special. Ok, sigur, o să întrebați cine a câștigat locul întâi. N-are nicio importanță. Niciodată despre România nu s-a mai vorbit atât de frumos ca în această situație. Că noi la Eurovision nu luăm locul 2. Că dacă am luat locul 2, s-ar spune despre noi că am câștigat, că a fost o făcătură politică, au votat ei între ei. Evident că așa a fost. Și aici a fost o făcătură politică, pentru că altfel ar fi câștigat ei.
Dar să ne mândrim totuși cu faptul că, așa cum am exprimat și de alte dăți, e mai bine să fii furat decât să se fure pentru tine. Da? E mai bine să te știi oropsit, iată acești oameni care în țară sunt practic blamați de către societate, să iese în câmp, să strigă împotriva lor, să aruncă cu pietre, da, vor să ia Bogdan Voiculescu practic toată bruma aia de avere, pe care nici pe aia n-a avut-o practic niciodată, da, vor să ia absolut tot nenorociții ăștia din țară, în prigoana asta a lor, împotriva adevăratelor destine ale României. Deci acești oameni au fost sigur furați, să spunem foarte clar, și în Statele Unite. Au fost furați, au fost mătrășiți și totuși n-au plecat steagul și au venit acasă cu locșorul ăsta 2 remarcabil. Dan Voiculescu însuși din pușcărie, e o informație practic exclusivistă, mă bucur să constat că în ciuda atacurilor suburbane și ofenselor pe care lupta mea cu Băsescu Traian, el a zis Traian Băsescu, dar îmi permit să-l corectez, deci cu Băsescu Traian le-a atras asupra voastră, asupra colegilor noștri, adică, voi ați continua să vă faceți meseria cu același profesionalism. Sunt mândru de voi. Și noi suntem mândri de voi, dragi prieteni, suntem mândri și de tine, Neadane, că până la urmă asta e iartă-ne. Iartă-ne, am început să intrăm și noi în sfârșit în era scuzelor, dragi prieteni, asta a fost. E simplu, se bați cu pumnii în piept când ești un nimeni, însă atunci când ai rezultate, bă, rezultatele vorbește, da? Rezultatele. Atunci când ai rezultate, nimeni nu mai poate să te combată. Deci toată stima noastră pentru acești colegi extraordinari. Eu n-aș fi rezistat la un zbor până în Statele Unite, dar aminte după aia mai prezint onorabil și acolo. Este genial ce au reușit să facă cu fusele alea orare. Păi, numai Dumnezeu știe, da, fără să fac un joc de cuvinte cu Dumnezeu.